situație conflictuală hilară în localitatea Călinești. Doi soți s-au certat între ei, iar ea, ca să se răzbune, i-a spart geamurile de la casă și de la mașină. Între cei doi este o diferență de un an de zile, el are 42 de ani, ea 41. Femeia îi reproșează soțului că bea și a vândut mai multe lucruri din casă pentru a-și cumpăra băutură, iar el spune că ea nu îl lasă în pace. Cei doi s-au certat din nou, iar femeia, pentru că soțul se săturase să-i mai răspundă cu replici, s-a hotărât să treacă la fapte și a dat cu cărămizi în geamurile casei și cu o lopată în parbrizul mașinii care se afla în curte. Bărbatul a filmat-o și i-a spus că o pune pe rețelele de socializare să o vadă lumea. Asta a făcut-o și mai nervoasă. În cele din urmă, bărbatul a sunat la 112, iar polițiștii au calmat-o pe femeie și i-au dat și 200 de lei amendă, mai mult i-au întocmit dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere.